doamnelor, în tutorialul de astăzi eu vă voi prezenta această micuță drăgălășenie care poate fi un cadou drăguț de la fetițele voastre pentru prietenele lor sau de ce nu de la dumneavoastră pentru prietenele dumneavoastră. Eu am făcut-o breloc, se poate face chiar orice doriți dumneavoastră. Vă voi arăta pas cu pas, inclusiv cum am cusut aici la breloc. Deci v-am zis, puteți să faceți orice doriți dumneavoastră. Aveți nevoie doar de un alb și o culoare de fir la alegere, un portocaliu pentru năsuc și ochișorii aceștia de siguranță. Puteți să folosiți, să-i și brodați, cum doriți dumneavoastră, da? Vă doresc vizionare plăcută și sper să le lucrați alături de mine. Pentru acest proiect mega drăguț vom avea nevoie de o culoare de fir cu care vrem să facem corpul bufnicioarei noastre, un alb pentru ochi din același fir, da? Niște umplutură puțină, da? Un portocaliu pentru cioculeți, orice fir aveți, forfecuță, croșetuță și toate cele potrivite, da? Un ac pentru cusut, la final, da? Și ochișori, o pereche de ochișori din aceștia de cu siguranță. Prima și prima dată în tutorial vă voi arăta ochișorii pentru că trebuie să-i avem pregătiți dinainte, da? Eu folosesc firul Yarn Art Velour. Nu am eticheta, dar pentru că nu am toată bobinuța, l-am de ceva timp. Puteți să folosiți orice fir. Eu m-am gândit să-l fac cu acesta bufos. Nu o să se vadă extraordinar de bine în tutorial firul pe firul bufos, dar va fi mai ca un plus, așa, da? O să vă explic foarte simplu și nu se poate să nu înțelegeți. Deci puteți să faceți exact cu orice fir doriți. Doar să aveți două culori, adică un alb și încă o culoare pentru corp, da? Din același fir. Pentru ochișori, începem cu cercul magic. Cercul magic se face așa, cum îl fac eu, da? Ținem capătul firului în față, dăm firul peste degetul arătător și mijlociu, în X, așa, da? Ne întoarcem în spatele degetelor, așa. Și prindem cu croșeta firul și îl trecem, atât, da? Asta e tot ce facem la cercul magic. Acum facem un ochi alunecat. Avem în partea de sus, vedeți cum stă firul meu, da? Peste partea aceasta lucrez eu, da? Voi face 6 piciorușe scurte. 1, am făcut, da? 2, 3, 4, 5, 6. Luăm capătul de fir, tragem la firul acesta, e mai greu aici să tragem, da, dar ne descurcăm noi. Așa. Tragem de capătul de fir și vom lucra și rândul al doilea peste, da? Ați văzut că nu fac piciorul alunecat la capătul rândului, da? Nu am făcut piciorul alunecat, să mai trag un pic de fir, pentru că voi continua circular, da? Nu am nevoie de capăt de rând, da? Și acum voi face câte două piciorușe scurte în fiecare din cele 6, da? Am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici e primul, da? Aici voi face două piciorușe scurte. Eu voi ține și firul, capătul firului în spate.
E puțin mai complicat cu firul pufos, dar rezultatul e de vis, da? Deci, fără să facem piciorușa aluneca, mergem circular și facem câte două piciorușe scurte în fiecare din cele șase piciorușe scurte anterioare, da? Deci facem o mulțire, da? Vom avea 12 ochiuri la final. 3 4 5 6 7 8 9 10 și în ultimele două. 11 12. Acum, eu ca să nu mă încurc, voi tăia firul acesta, care era cel de început, pe care l-am purtat după mine, da? Așa. Și voi face în primul ochi un picioruș alunecat, da? Atât. Nu îl mai închei. Las firul puțin mai lung ca să pot coase și îl tai. Da, am terminat cu firul alb. O să-l pun deoparte. Trag, da? Așa. Și aici va veni pus ochișorul nostru. Din acesta cu siguranță, da? Va veni pus aici și apoi îl vom aplica pe bufnicioara noastră. Vedeți, eu îl pun... nu îl pun exact în mijloc, da? Îl pun așa într-o parte, ca să am ochișorii, se va uita bufnicioara noastră așa la noi. Mai drăguțel. Da? Bun. Acum las acestea deoparte și voi începe să lucrez corpul. Am pregătit și un marcator, da? Roz. E al meu. Nu e foarte fericită alegerea pentru că am și firul roz, dar se vede totuși, da? Pe care îl vom pune în primul ochi din fiecare rând. Pentru că vom lucra circular, da? Nu unim rândurile la capăt, da? Îl las aici și voi începe pentru corp. Pentru că firul meu este pufos, aș putea să încep foarte bine cum v-am arătat cu cercul magic, dar eu voi începe cu 4 ochiuri de lanț, da? La început, ca să nu mă chinui, da? Nu se trage foarte bine firul, da? 1, 2, 3, 4. Fac un ochi alunecat în primul, așa, și acum în cerculețul acesta care mi-a rezultat din cei 4 ochi de lanț, voi face 6 piciorușe scurte, da? Deci, unul, pun marcatorul. Eu întotdeauna pun marcatorul în primul ochi, da? Cum am început rândul, știu că aici este începutul meu de rând, da? 2, 3, 4, 5, 6. După cum vedeți, eu lucrez peste firul din capăt. Nu mă afectează cu nimic, da? Lucrez peste el ca să am cât mai... să-l duc cât mai mult, să știu sigură că nu se va destrăma. Pentru rândul 2, vom avea câte o creștere în fiecare picioruș scurt, da? Deci vom avea 12 piciorușe scurte. Deci în primul fac unul, pun marcatorul, așa, și 2 în același, da? În fiecare câte două. Trebuie să avem la final 12 la rândul 2. 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 și în ultimul ochi voi avea 2, da? Vedeți? Aici e marcatorul, aici e ultimul ochi înainte de marcator. 11, 12. Pentru rândul 3 vom avea 1 creștere în primul ochi și un picior scurt în următorul ochi. Deci, 1, pun marcatorul, 2 în același, da? Vom avea până la final 18. În următorul ochi un picioruș, în următorul o creștere. 5, 6, o creștere, un picioruș scurt. 9, o creștere, un picioruș scurt. 12, o creștere și un picioruș scurt. 15, o creștere, da? Deci creșterea înseamnă două piciorușe în același și un picioruș, opa, am pierdut firul, scurt în ultimul. Pentru rândul 4 vom avea o creștere și două piciorușe scurte în următorii doi ochi. Dar eu vreau să încep, vreau să alternez creșterile acestea ca să nu-mi iasă dungi. Și voi începe așa. În primul ochi fac un picioruș scurt, pun marcatorul. Da? Eu am o croșetă de 3,5, cred că am uitat să vă zic. Și apoi fac o creștere, da? Și continui modelul și la final voi avea un singur picioruș scurt, da? Deci creștere, aceasta este repetiția, două piciorușe scurte, câte unul în fiecare ochi, o creștere, două în același, da? Și două în fiecare din următoarele două. Așa vom face până la finalul rândului. O creștere, două în același, da? Și 1, 2 în următoarele două câte un. Creștere, da? Și în următoarele două câte un picioruș scurt. 1, 2. O creștere și în următoarele două câte un picioruș scurt și o creștere. După cum vedem, avem la final unul singur, un picioruș scurt, pentru că am început cu picioruș scurt să alternez creșterile, să nu-mi iasă dungi, da? Pentru următorul rând, rândul 5. Deci la rândul 4 am avut o creștere, două piciorușe scurte, 24 de ochiuri. La rândul 5 avem o creștere și 3 piciorușe scurte. Vom avea 30, da? Repetăm de 6 ori, da? Aici voi face creșterea în primul, da? Am făcut unul. Pun marcatorul. Așa. 2. În același ochi, da? Și voi face 1, 2, 3. Asta e tot ce vom repeta până la finalul rândului de 6 ori, da? Avem 6 repetări, da? Deci creștere, două piciorușe scurte înseamnă în același ochi și 3 piciorușe scurte, câte unul în fiecare din următoarele 3 ochiuri. La finalul acestui rând vom avea 30 de piciorușe scurte, da?
din nou o creștere și 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Din nou o creștere și 3 piciorușe scurte. Și mai avem încă 4 ochiuri, da? 1, 2, 3, 4. Deci mai avem încă o repetare, da? O creștere și 1, 2, 3 piciorușe scurte. Pentru rândul 6 vom lucra câte un picioruș scurt în fiecare ochi, da? Deci aici ar fi bine să numărați ca să fiți sigure că aveți exact numărul de ochiuri. Hai. Așa, să-l scot un pic, să-l pun deoparte. Deci am 1 și voi lucra până în capăt, trebuie să am 30, da? 2, 30, da? Așa. Toacem frumos. Atâta e de mare bufnicioara noastră, dar nu va fi mai mare de atât. Pentru că deja începem să facem scăderile, da? Pentru rândul 7 vom avea o scădere și câte un picioruș scurt în următoarele 3. Eu voi începe cu un piciorul scurt, da? Voi începe cu cele 3 piciorușe scurte, să vă arăt de ce, da? Un picioruș scurt. Doi. Trei. Și la scădere aveți mai multe posibilități. Puteți pur și simplu să săriți un ochi de aici și să începeți din următorul. Da? Sau puteți să faceți cum fac eu, da? Iau partea din față de la primul ochi, da? Vedeți, nu iau tot V-ul acesta, doar partea din față, partea din față de la al doilea ochi. Iau cu firul pe croșetă și trec prin toate 3 și am o scădere, da? Vă mai arăt o dată. Deci 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și iau prin față, da? Bucla din față, bucla din față de la următoarele 2 și trec prin toate 3. E ca un picioruș alunecat aici, da? Doar că e cu din 3, da? Deci am bucla așa, lucrez 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Și vă mai arăt odată scăderea. Am o așa, o scamă roz era. Deci bucla din față, bucla din față, luăm firul și trecem prin toate buclele, da? Și am o scădere. 1, 2, 3. Voi avea o scădere la finalul rândului, da? Și am o scădere. Unu, doi, trei,
și o scădere și cred că mai am o repetiție, da? 1, 2, 3 și o scădere. Pe rândul 7, la care suntem acum, avem 24 de piciorușe scurte, da? Cu scăderile noastre. Avem 6 scăderi, da? Așa. Urmează rândul 8. De la rândurile 8 până la rândul 10, vom face câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Da? Eu voi opri și voi lucra toate cele 3 rânduri, da? Deci rândul 8, avem 24 de piciorușe scurte, câte unul în fiecare. Rândul 9 la fel, rândul 10 la fel. Mă întorc cu rândul 11. Am lucrat câte un picioruș scurt în rândurile 8, 9 și 10, da? Acum, deci am pe fiecare dintre acestea câte 24, da? Acum, pentru rândul 11, penultimul nostru rând, vom face o scădere și câte un picioruș scurt în următoarele două ochiuri. Deci, o scădere fix la început, da? Iau aceste două bucle și trec prin toate trei și îmi pun eu marcatorul și două piciorușe scurte în următoarele două ochiuri, da? Aceasta este repetiția. Deci o scădere am făcut și 1, 2 piciorușe scurte. O scădere fără jeteu, da? Și două piciorușe scurte. Piciorușe scurte. Până la capătul rândului 11. Unde vom avea, vom rămâne cu 18 ochiuri. Da? Scădere. Este cea mai simplă bufnicioară, se face repede. Când filmez pentru tutorial, durează puțin mai mult decât când lucrați dumneavoastră, pentru că nu e cea mai bună poziție, dar te descurcăm, da? 2 la capăt, da? Deci am terminat rândul 11, avem 18 piciorușe, ochiuri de fapt, așa. Iar rândul 12 și ultimul va fi un picioruș scurt și o scădere și vom rămâne cu 12 ochiuri, da? Un picioruș scurt și o scădere. Pun întotdeauna marcatorul pentru că mă ajută foarte mult să nu ratez ochiurile și să știu sigur că am unde e începutul de rând și că voi continua cum trebuie, da? Deci, am avut un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt. Acum urmează o scădere, da? La jucării întotdeauna să lucrați cât mai strâns, ca să ne rămână umplutura unde trebuie, da? Când vom pune imediat umplutura, să stea la locul ei, da? Un picioruș scurt și o scădere. Un picioruș scurt. Și că le-am scăpat. Scădere.
în piciorul scurt și terminăm cu o scădere, da? Așa. Și eu acum voi lăsa un fir mai lung pentru că ne va folosi la cosut, da? Partea de sus. Nu ne mai trebuie acesta. Așa. Îl trag pe aici. Așa. Ok, pregătesc umplutura, da? Am pregătit aici și m-am întors și umplutura, da? Și mi-am adus ochișorii. Prima dată asta vom face. Vom pune ochișorii. Să vedem unde vin. Cam așa, ei trebuie să fie lipiți între ei, da? Deci am turtit puțin asta ca să văd exact unde îmi vin mie ochișorii. Vin între rândurile 7 și 8, da? Deci rând 12, 11, 10, 9, 8, 7, aici, da? Deci cam pe aici vine primul ochișor, îi pun siguranța, da? Depinde ce fel de ochișori aveți. Aici puteți să turtiți cu bricheta, dacă doriți. Ai mei stau foarte, foarte bine, așa. Și exact lângă, lipit, da, vine cel de-al doilea ochișor. Ochișorii sunt lipiți între ei, da? Cercurile de la ochișor, da? Îl bag și pe al doilea. Strâng așa, securizez cât de bine pot, să nu avem nicio surpriză după. Așa. Și cu un ac, eu voi coase puțin marginile la ochișor, da? Un ac din acesta de plastic, pentru că firul e destul de gros, da? Și merge. Așa. La ochișorul acesta trecem pur și simplu cu acul prin margine. Trebuia să am firul mai lung. Dumneavoastră, dacă aveți firul mai lung, foarte bine, treceți prin fiecare buclă de la ochișor. Eu nu, mie nu mi-ajunge firul. Nu știu de ce l-am tăiat așa de scurt la primul, dar nu e nicio problemă. În caz că mi se pare că nu stă foarte bine, îl voi și lipi ochișorul, da? Cu silicon cald. Pe dos. Așa. Ochișorul nostru este aproape cosut. Îl întorc pe dos și îl las pentru că o să leg acest fir de celălalt ochișor. Aici mi-am lăsat firul mai lung. Imediat se coase, da? Vă arăt, poate nu ați mai făcut jucării și e mai bine să avem toți pașii, da? Firul acesta pufos mie îmi permite să cos mai lejer, dar cu un fir subțirel ar trebui să coaseți chiar în fiecare vei din acesta de pe margine, da? Deci aveți grijă cu ce fir lucrați, să arate cât mai bine și cât mai îngrijit. Așa. Așa. Și îl scot și pe acesta pe dos. Da? Așa. Eu acum voi înnoda cele două fire albe, da, de la ochișor, le înnod între ele și le bag frumos înăuntru, da, să nu mi se destrame, să nu-mi scape toate, da? Așa, nici măcar nu trebuie să le tai, le bag în interior. Acum pregătesc puțin fir portocaliu, da? Pentru
cioculețul nostru îl vom coase chiar acum. Nu ne trebuie foarte mult fir portocaliu. Și pentru cioculeț. Așa. Vom începe exact dintre ochișori, da? Scot exact aici între ochișori firul, îl las pe spate mai lung, da? La fel voi noda în interior. Și merg cam 3 rânduri, da? Mai jos. Și pur și simplu fac o formă de triunghi, da? Așa. Și aici. Așa. Mai trec de câteva ori cu acul. Ca să avem un cioculeț proeminent, da? În partea de jos, după cum vedeți, bag exact în același loc. În partea de sus iau din mai multe locuri. Fier, da? Așa. Bag o dată jos, bag în stânga și cioculețul nostru este aproape gata, da? Voi mai trece o dată drept până din stânga în dreapta și gata. Aici puteți să vă mai bazați și pe imaginația dumneavoastră cum ar trebui să arate un cioculeț de bufnicioară, da? Cam așa arată al meu. Voi înoda și firul portocaliu și îl voi băga înăuntru. Dacă vreți, puteți să-i faceți și piciorușe. Eu nu o să-i fac. Pur și simplu acum voi coase tot, da? Întâi umblu bufnicioara noastră cât de grăsună o dorim, da? Punem umplutură. Există peste tot de cumpărat umplutură pentru jucării. Eu de la doamna Nistor am cumpărat și firul, și umplutura, și ochișorii. Ea este prietena mea și mereu îmi dă cele mai drăgălașe pufoșenii. Haide, bufnicioara mea, umple-te. O facem așa mai dolofan, da? Aici jos mai trebuie să pun. Așa. Și un pic sus. Vă arăt pas cu pas ca să puteți face și voi un cadou drăguț oricui. Orice copilaș, orice prietenă se va bucura. Puteți să-l faceți foarte simplu, să-l transformați în breloc, da? Acum. Am pierdut acul. Așa. Voi lua firul ce ne-a rămas. Da? V-am zis să lăsați mai lung ca să putem coase aici capătul. Și vom lua de pe o parte și de pe alta ochiul întreg, da? Ca să-l securizăm bine, să nu ne iasă umplutura, da? Așa. Pur și simplu trecem prin ochiul din partea dinspre mine și ochiul următor. Așa, pur și simplu.
ajungem la capăt. Ultimii doi aici. Așa. Așa. Vedeți, am făcut și urechiușe, bufnicioara noastră. Voi băga firul înăuntru și aici. Și mă gândesc dacă o să-i mai... Stați așa că am tras urechiușa. Așa. Mă gândesc dacă o să-i mai fac o agățătoare sau ceva cu firul acesta. De asta l-am lăsat așa de lung, că mă gândesc să-i fac o agățătoare mică, da? Sper că v-a plăcut și sper că veți umple casa de aceste drăgălășenii. Da? Ele puteți să le faceți multe, să le puneți pe o ghirlandă sau puteți să puneți un lanț de breloc aici. Da? Dacă le faceți mai mici, puteți să faceți mai multe și diferite culori. Da? Depinde doar de imaginația dumneavoastră, de ce fir folosiți. Sper din suflet că v-am fost de folos și că v-a plăcut drăguțenia mea. Am decis să-i pun și o agățătoare din aceasta de breloc, pe care pur și simplu o voi coase aici, da? Am lăsat firul mai lung, da? Și pur și simplu trec prin, o țin așa, trec prin agățătoare și prin bufnicioara noastră. Trec de mai multe ori ca să o securizez bine, da? Puteți să folosiți orice doriți, puteți să faceți niște ochiuri de lanț, dacă nu, și o agățați așa. Depinde ce, exact cum doriți, așa o folosiți. Este un proiect de care se vor bucura mai ales copilașii foarte, foarte mult. Așa. Mai voi mai trece o dată sau de două ori și în partea cealaltă. Să fiu sigură că stă foarte, foarte bine acolo, da? Am ales acest tip de fir anumit să nu am goluri sau găurele. Veți vedea că va fi mult mai, e mult mai permisiv, da? Când lucrați cu un fir mai subțire, de obicei la jucării se folosește un fir mai subțire. Dar eu vroiam mai mărișoară și să-mi fie ușor să vă arăt la tutorial, da? Am scos firul prin spate, mai trec așa 2-3 ochiuri în spate, da? Fără să trag foarte tare, să nu stric aspectul. Voi face un nod aici, așa. Am grijă puțin cu nodul să nu-mi rămână foarte vizibil și în continuare mai trec firul. Eu vă arăt cum tot trec firul să puteți să securizați, da? Nu vă lăsați firul foarte scurt la final, să puteți coase. Ați văzut la mine la ochișor, nu am avut chiar mult fir. Aici nu strângeți tare, da? Ca să nu stricați forma. Eu vreau să-i fac aici mai plat un pic la capăt și voi face așa. Trec peste și mă duc mai sus și aici trag puțin. Așa.
Vedeți? S-a făcut mai plat, partea de jos. Mai fac o dată. Așa. Și cred că este suficient, da? De câte ori am trecut cu firul. Așa, îl voi tăia. Acum trag puțin, îl tai și el se va trage înăuntru. Sper că vă este de folos și acest tutorial drăguț și sper să îl lucrați împreună cu mine. Vă mulțumesc!